Ea va arăta foarte sănătoasă, va prezenta un luciu deosebit. Planta pe tulpină are aceleași condiții de îngrijire. Sigur, pentru început ea va trebui sprijinită de ceva, așa fel încât să nu se rupă și să aibă o formă frumoasă, să crească în poziție verticală. În mediul natural, difenbachiile înfloresc. Fac o floare ca și crinul, înfloresc anual. În ghiveci, pentru că sunt adaptate într-un spațiu foarte restrâns, ele nu vor înflori decât în condiții deosebite, acest lucru întâmplându-se mai rar. Poate fi uneori afectată de un dăunător, băianjenul roșu sau păduchele verde, astea sunt principalii ei dăunători, dar asta se întâmplă foarte, foarte rar. Ei se tratează ușor cu un fungicid sistemic. Cum am spus în alte emisiuni, fungicidul sistemic este cel care își păstrează efectul o perioadă mai îndelungată. Difenbachiile îmbogățesc mediul în care noi ne petrecem timpul, acolo unde ne delectăm, unde ne relaxăm, dar pentru asta presupune și o cheltuială. O cheltuială de pasiune, o cheltuială de timp și chiar și o cheltuială financiară. Vechii romani aveau un proverb potrivit căruia o pasiune este întotdeauna mai benefică decât un viciu, chiar dacă ea costă mai mult. Știm că romanii erau oameni și pasionați și de frumos, dar aveau și unele vicii și au creat acest proverb care dăinuie din antichitate. Cam atât despre difenbachii. Și pentru că suntem în sezonul plantelor care, în sezonul de plantat a florilor de grădină, de terase, de balcoane, de jardiniere, o să îmbinăm un pic expunerea cu această difenbachie, care este o plantă de interior, prezentând în această ediție și o floare care se plantează în grădină. O să ne îndreptăm acolo unde am două, trei variante, ca să le putem vedea mai de aproape. Una dintre cele mai îndrăgite și mai descultivate plante de grădină sunt tagetesurile. Tagetesul este o plantă anuală cu înflorire viu colorată. Sunt cunoscute circa 50 de specii. Ele înfloresc de primăvara de vreme până toamna târziu. Inflorescența este variată, de la aceste două plante cu floarea plină, în formă de garoafă, asta este un cărămiziu cu portocaliu în mijloc, iar asta este bicolor. Este tip garoafă. Mai sunt și alte varietăți. Vecinii mei de alături au la vânzare astfel de flori. Este tagetes în formă de margaretă, cu floarea simplă, cu tagetes cu floare mai mare. Asta se mai numește și garoafă de India. De ce am ales prezentarea tagetes în această emisiune? Pentru că ele se cultivă în grădină sub formă de straturi, rondouri, borduri și este necesar ca în fiecare grădină să existe măcar câteva plante plasate în diferite locuri, pentru că, datorită mirosului pe care frunza acestora le emană, ele vor înlătura dăunătorii din zona respectivă. Cam atât în emisiunea de astăzi. Pentru emisiunea de data viitoare o să prezentăm atât o plantă de interior, o plantă de cameră, cât și una dintre florile de plantat care sunt la modă în această etapă. Pentru emisiunea viitoare vom prezenta o plantă de cameră numită Dracena, face parte din specia palmierilor. Aici am două varietăți. Dracena variegata, cu frunzele verzi și ascuțite, iar aici este Dracena bicolor, cu frunzele, așa cum îi spune denumirea, în două culori. O să aflați totul despre Dracena în emisiunea viitoare, asta cu condiția și cu invitația noastră să urmăriți miercurea ASTV. Vă invit să urmăriți acum rubrica Sport. A
Astăzi, în sala de conferință a Clubului Sportiv Municipal, au fost premiați halterofilii Florin Croitoru, care a obținut 3 titluri europene, și Denuț Chirlejan, care a luat 2 medalii de bronz, tot în cadrul campionatului european de haltere ce s-a desfășurat la Valencia, în Spania. Cei doi au fost felicitați de directorul DSJ Bistrița Năsăud, de Raul Zanca, și de Maria Sânmărtean, directorul CSM, care au spus că sunt mândri de performanțele celor doi sportivi și le-au înmânat diplome de merit și un plic cu o sumă modică de bani din partea Direcției Județene pentru Sport. Se calculează o greutate și în funcție de investiția care s-a făcut în acel sportiv, investiția care s-a făcut în acea medalie. Ei bine, în cazul nostru, în cazul lui Croitoru Florin, se pare că un spirit managerial și de observație fină al antrenorilor și al directorului coordonator a făcut ca Florin să obțină aceste medalii pentru CSM Bistrița, în condițiile în care Clubul Sportiv Municipal a făcut această dublă legitimare cu 2 luni cu dânsul. În concluzie, randament de 100%, investiție minimă, rezultate maxime. De asemenea, au fost felicitați și cei doi antrenori de la Centrul Olimpic, Ovidiu Fătu și Adrian Chivu, care au contribuit la performanțele elevilor lor. Vis-a-vis de mutarea Centrului Olimpic a fost un șoc pentru mine. În fine, s-a rezolvat treburile cu noua conducere. Vreau să spun că vis-a-vis de noua conducere am o înțelegere extraordinară față de ce am întâmplinat în anii trecuți. Deci mi-a fost chiar greu să rămân atât timp la conducerea Centrului Olimpic. Delegația bistrițeană a câștigat la campionatul european 20 de medalii, dintre care 12 de aur, 3 argint și 5 de bronz. Și ce premii ai luat la Valencia? Locul 1, 3 medalii de aur. De cât timp faci haltere? Și 2 recorduri europene, haltere fac de 4 ani de zile. De unde ești? Din București. Și ce premii ai luat până acum? La ce competiții importante ai participat? La naționale, la calificări, la finale. De cât timp faci haltere? 4 ani. Și acum la Valencia ce premii ai luat? Locul 3, 2 medalii de bronz. Cât timp te-ai pregătit pentru aceste rezultate? Un an de zile. Și am făcut un cantonament, am fost 2 luni la Bascov, la Pitești. Cum a fost de sărbători? Ai mai avut sărbători? Sau te-ai pregătit mult? Puțin, așa, m-am pregătit mai mult pentru competiție. Urmează informațiile meteo. Vremea va fi caldă, cerul va fi variabil, temporar noros în prima parte a nopții și mâine după amiază, când pe arii restrânse vor cădea ploi cu caracter de aversă însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări la munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 13 grade Celsius, iar cele maxime între 24 și 27 de grade Celsius.